Bine v-am regăsit! Haideți să discutăm azi despre compatibilitatea dintre un nativ rac cu celelalte zodii. Racul cu berbecul au o compatibilitate foarte bună uneori, dar mai mult profesional. Din alte puncte de vedere, compatibilitatea e mai dificilă. Ca atare, vor primi nota 5. În schimb, cu taurul, nu este bună din cauza încăpățânării taurului. Nota acordată este 7. Un rac cu un geamăn are o relație relativ bună, o compatibilitate mai mult bazată pe prietenie. Ca atare, nota 7. Hei, ce facem acum cu racul care este, are compatibilitate atât de bună rac cu rac și se pot accepta? Îi acceptă, sunt îngăduitori, ca atare le acordăm nota 9. În schimb, un rac cu un leu are o compatibilitate foarte bună, doar dacă niciunul, nici celălalt nu scot la înaintare orgoliile și egoismul. Egoism mai mult de partea racului. Ca atare, nota 5, cu indulgență, spune. Un rac cu o fecioară se vor înțelege admirabil, dar doar pe plan profesional. Și din alte motive, mai puțin, datorită criticii care o exercită în general tot ce înseamnă nativi din fecioară. În schimb, un rac cu o balanță este foarte bun în toate planurile dacă niciodată nici celălalt nu vor căuta să domine în parteneriat. Ca atare, le oferim o notă de 6. Cu scorpionul, o altă zodie de apă care ar trebui să fie compatibilitate bună, totuși înțelegerea este fantastic de dificilă. Ca atare, le dăm nota 5. În schimb, un rac cu un săgetător se stabilește o prietenie sinceră, în rest, toate derivă din această prietenie și amiciție. Ca atare, nota 7. Un rac cu un capricornul care e la fel de meticulos și încăpățânat, au o relație slabă de compatibilitate. Pentru că, de multe ori, capricornul e mai rigid și relația se bazează mai mult de amiciție, de complezență. Ca atare, nota 7. Dacă luăm un rac, să vedem compatibilitatea cu vărsător, putem să ne dăm seama că e o compatibilitate bună în toate zonele de influență. Pentru asta îi notăm cu 8. Și ajungem și la ultima zodie. Racul cu peștii este, nu știu, relația ideală. Mai rar se întâlnește, două zodii de apă au aceleași afinități, aceleași sentimente și sunt la fel de pierduți cu capul în nori. Ca atare, vor primi nota 10. Cam atât despre compatibilitatea acestei zodii cu celelalte. Vă spun la revedere, vă dau întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei. Gânduri bune și tot ce vă doriți!